bună seara. Cred că e o carte absolut esențială. Se citește pasionant, pentru că e și pasională, mă rog, și prin subiect, și într-un fel și prin pasiunea asta actualității contemporane. Știți acea frază foarte cunoscută a lui Max Weber, după care o națiune e o comunitate de sentiment care își generează niște forme statale în stare să țină această națiune funcțională. Cartea lui Robert Adam e un fel de analiză a virusurilor pe care această comunitate de sentiment le-a cunoscut în ultimele două secole. Ea face pandant foarte bine cu altă carte esențială a lui Ioan Stanoiu, care analizează 100 de ani de Românie, analizează formele statale ale acestei comunități de sentiment care e România. Robert Adam analizează nu formele statale ale României, ci mutațiile pe care discursul național, în încercarea de a coagula această comunitate de sentiment, le suferă. Și aceste virusuri le insectariază, le înseriază și le așează sub eticheta largă și foarte heteromorfă a populismului. Nu avem nici în cultura noastră românească și în cultura noastră românească nu avem deloc un astfel de demers de definire a ceea ce nu se poate defini. Populismul nu comportă o definiție unificatoare. E foarte greu chiar și pentru Robert să o facă. După ce panoramează, după ce survolează bibliografia europeană și americană la temă, face un fel de definiție într-o pagină și jumătate în care numerotează propozițiile 1, 2, 3 și așa mai departe, arătând trăsăturile populismului, însă e foarte greu de ajuns la o definiție de 4 rânduri pe care să o cunoști, să spui că asta este populismul. Populismul e foarte divers, are și forme care pot părea și chiar sunt uneori benigne. Există o formă de populism care poate coexista cu democrație, de exemplu Elveția, și arată că există o paradoxală democrație populistă care poate funcționa cu anumite retarduri, tocmai din cauza acestei placări bizare a discursului populist pe democrație. Și în istoria noastră au existat unele forme de populism benign, al lui Tudor Vladimirescu, de pildă, care se revedica de la popol. Explică foarte frumos Robert de ce neologismul acesta popol, în loc de popor, e important la Tudor Vladimirescu. Există un populism al lui Cuza. Există chiar un fel de populism cu semn schimbat, spune Robert, la Carol I. Există situații în care revendicarea de la popor a putut să funcționeze în interesul României. Dar există covârșitoarea masă a populismelor maligne, care uneori se manifestă aparent doar cultural, ca la sămănătorii sau la cuporanism. De la Zigor Neancoace nimeni n-a mai refăcut atât de aplicat și atât de convingător dosarul acestor două fenomene, sămănătorismul și cuporanismul. Există apoi populismul legionar, există apoi populismul protocronist, pe care nimeni nu l-a definit și recunoscut ca atare, și Robert îi face dosarul absolut impresionant. Există un populism al național-comunismului, național-populism, din care derivă apoi populismele contemporane, arată Robert într-o... Adică, cred că cea mai atentă lectură a contemporanității noastre politice din 90 până astăzi e de găsit în această carte. Nimeni nu ne-a citit contemporaneitatea cu precizia, cu acuratețea și cu detașarea de entomologii pe care o face Robert Adam în cartea de față. E o carte care m-a ajutat mult mai mult și cred că ne poate ajuta pe toți să înțelegem ce suntem, de unde venim, cum putem ieși din criza populistă contemporană și ce putem face ca recursul acesta la popor, care la suprafață poate să pară uneori cum să spun eu, justificat și util, să nu degenereze unul sau altul dintre virusurile astea populiste care le-au vântuit istoria și care iată ne vântuie într-o. Mulțumesc!